comunicațiilor în guvernele Boc, câte ori fi fost, că multe guverne Boc au fost atunci, unul și doi cel puțin, ministrul comunicațiilor reținut pentru 24 de ore la DNA pentru dosarul Microsoft, unde la un moment dat știam că toți sunt curați ca lacrima. Ăsta a fost în PDL, în cele din urmă, după ce a debutat la UFD și apoi la PNL, un nume poate mai puțin cunoscut în momentul de față. Dorin Cocoș a ieșit și el, a ieșit și el și n-a ieșit bine. Dar, dincolo de asta, așa un pic melancolici, n-avem cum să nu fim în această seară, mai ales că declarațiile de dată recent ale doamnei Udrea au luat o piatră de moară de pe inima multor români. Dragi prieteni, super declarații. Doamna Udrea, sigur, aflată și ea în campanie electorală și știți cum e. Femeile au și ele vulnerabilitatea lor, mai ales toamna. A declarat că nu ținea banii la comun cu domnul Cocoș. Bine, asta este poate o declarație politică, dar femeia, știți cum e, la urma urmei, e o sentimentală. A venit și a declarat, nu făceam multe alte lucruri cu domnul Cocoș. E, iată, și noi care credeam, câți dintre noi, dragi telespectatori, nu mergeau în fiecare seară acasă cu gândul, blestămându-l, sigur, pe Cocoș, da, și invidind-o pe doamna Udrea din diferite motive, cine știe, dar în orice caz, aruncându-și toată o travă pe numele ăsta de Cocoș, uite bă, dar ăla ce are în plus față de mine? Cine, uite-te puțin la el, da? Mă rog, dacă te puteai uita la el în cazul în care puteai să o faci, cât nu ne gândeam la domnul Cocoș ăsta? Trebuie să recunoașteți și cei care sunteți acum cu nevasta lângă voi, și cei care sunteți cu plapuma lângă voi, și cei care sunteți cu reșoul lângă voi, pentru că e un pic frig afară și dacă nu-i consoarta prea departe, o să strâmbați din nas și o să spuneți, nu domnule, eu, nici voi, ce te uiți așa la mine? Dacă nevasta întoarce acum capul către el, dar să știți că pentru bărbați asta e o veste bună. Bun, poate nu e adevărat, dar în orice caz e bine totuși că doamna Udrea declară, măcar din când în când așa, nu țineam banii la comun cu domnul Cocoș și nu făceam multe alte lucruri cu domnul Cocoș. Bă, tot mai e o speranță, mă, fraților, pentru noi. Tot mai e o speranță. După domnul Cocoș vine domnul Nicolae Dumitru, om de afaceri, așa, și în fine domnul Gheorghe Ștefan, căruia presa văd că mai nou îi spune mai mult Pinalti decât Ștefan, asta ca să lămurim ascultătorii. Porecla asta de Pinalti vine din lumea sportului, pentru că la un moment dat, el fiind patronul echipei de fotbal Ciarlău Piatra Neamț, cumpăra arbitrii și le dădea acestora bani pentru fiecare lovitură de la 11 metri pe care echipa sa Ciarlău o primea în campionat, de regulă pe teren propriu. Toți arbitrii găzdari care veneau să îl fluiere la Piatra Neamț pe Gheorghe Ștefan, pentru niște bănuți, acum vedem de unde avea domnul Gheorghe Ștefan foarte mulți bani, din tot felul de afaceri de ăsta, mita era undeva la 3-4 milioane de euro într-o situație de genul ăsta, cam acolo se învârtea el, era un mărunt, sigur, era un găinar. Nici n-am crezut vreodată că ar fi un mare om de afaceri, dar din 4 milioane de euro puteai să plătești arbitrii vreo 350 de ani. Da? Să nu cumva să credeți că arbitrii cereau niște sume colosale ca să-i opună lui Gheorghe Ștefan pe vară. Și, bineînțeles, jucătorii de la Ciarlău se pregăteau toată săptămâna să execute lovituri de la 11 metri, cum se pregătește Cristiano Ronaldo în zilele noastre, că nici Real Madrid, nu știu la ei cât costă penaltiul, dar nici Real Madrid n-a avut meci încă de la Dumnezeu fără lovitură de la 11 metri. În toate meciurile au măcar un penalti, unele au câte patru. Așa era și la Piatra Neamț. Dacă lucrurile nu mergeau bine, mai punea o dată. Deci de acolo îi vine acest renume de penalti, care așa a rostit de toate șpicherețile de la canalele de știri, nu sună prea frumos, că ele săracele habar n-au ce aia penalti, lovitură de o sânză, da, pe, la ei în moldovenește. Deci o să-i vedem pe toți cu cătușele la mâini și ne vom pregăti, bineînțeles, și de alte judecăți. Da, iată, fiecare zi aduce lotul său de lămuriri, aici e bine să fim entuziaști, nu precauți, pentru cât să duc mai mult zilele spre sfârșitul anului, cu atât are DNA-ul ăsta mai mult de lucru și societatea românească pare să fie mai pregătită așa de schimbare ca niciodată. Bă, ce le-a trebuit oamenilor ăștia? Asta ar fi morala acum. Ce le trebuia bandiților ăstora
schimbare? Pentru ce ne-am omorât noi să ajungem în instituțiile astea europene? Numele astea, steagurile astea europene pe care le vedem în general în fundal pe la instituțiile noastre. Ăsta a fost până la urmă mulțumescul european. Ăsta este rezultatul acestei munci istovitoare pe clasa politică ne-a dus în Uniunea Europeană. Și bineînțeles și NATO și așa mai departe. Că a ieșuat să ne ducă în Schengen, asta e și vina noastră acolo. Dar în cazul ăsta, meritul este al lor. Păi, dragi tovarăși, pentru asta vă băturăți atâta timp și cu pumni în piept inițial, după aia v-ați bătut între voi. Ei, acum o să vă bateți la carceră, la temniță, cum spunea Gigi Becali astăzi la judecător. În temniță, da? La ocnă, practic. Bă, pentru asta ați făcut voi revoluția, pentru asta v-ați înscris în politică, v-ați sacrificat pentru țară. Pentru că munca de politician presupune un sacrificiu imperturbabil. Ce soartă! Ce soartă să ne trezim astăzi, că practic, după cum vedeți, sunt luați toți cu lopata, aproape că nici nu se mai uită aia ce iau. Este exact ca atunci când iei boabele alea de cafea din savana etiopiană și ne arunci într-o remorcă. După aia, sigur că separă și aia grâu de neghină sau bobul de cafea, respectiv de rădăștile alea și de coropișnițele alea ce au mai locuit pe acolo printre boabele respective. Așa se întâmplă și la noi. Ia-i întâi, saltă-i. Sigur, pentru noi este o satisfacție uluitoare. Adică atunci când ești euforic, nici nu poți să fii foarte coerent și foarte exact. Dar bucuria asta se trăiește la interior. Prea puțin contează ce spunem în astfel de momente. Se trăiește în liniște, în tihnă. Dar această victorie colosală a fiecăruia dintre noi, în fiecare zi când îi vedem pe oamenii ăștia ieșind de prin dube. Și cum vă spuneam și zilele și lunile trecute, e suficient să deschizi un aparat de televizor de ăsta sau un post de televiziune dimineața sau ziua în amiaza mare, nu contează, și nu vei vedea decât așa ceva. Drapelele alea în fața instituțiilor, ușa aia de la DNA pe care credeam că e un televizor, nu e lada asta care se vedea. Dar aceeași ușă care se deschide, mai este câte un avocat, mai intră câte un viitor temnicer extraordinar. Ne învârtim în jurul acestor acțiuni cu un suspans maxim. Am primit de la un prieten care locuiește în Marea Britanie cartea care l-a deranjat pe amicul nostru Răzvan Boanchiș, Patrick Modiano, Dora Bruder și unul dintre romanele lui Modiano, traduse și în limba română, asta este ediția originală din franceză, apărută la Gallimard în 97, unde, așa cum spunea Răzvan Boanchiș, Patrick Modiano e mai degrabă un arhivar, un funcționar, un consopist, mai multe date aici decât, mai multe cifre, practic, decât litere în acest roman. Dar știți de ce l-am adus? Pentru că în Franța, ministrul culturii, Fleur Pellerin, una așa cu față de chinezoaică, dacă nu o cunoașteți, invitată la o emisiune la televizor în aceste zile, la Canal Plus, a recunoscut că nu este în stare să spună niciun titlu de roman al lui Patrick Modiano, recentul câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură, cât de franțuzoaică e ea. A recunoscut că în ultimii 2 ani n-a citit nicio carte și doar depeșe AFP sau literă de lege, adică texte de lege, pentru că e adevărat, înainte să facă parte din Ministerul Culturii, în guvernul Manuel Valls II, în primul guvern Manuel Valls, ea a fost undeva la comerțul exterior. Acolo se ocupa, remanierea guvernamentală de dată relativ recentă în Franța, a fost plasată la cultură, este ministrul culturii, Fleur Pellerin. Fleur înseamnă floare, așa o cheamă pe ea, este ca o floare, da? Nu mai am timp să citesc, în ultimii 2 ani n-am citit deloc, citesc notificări, texte de lege și știri AFP, dar foarte puțină literatură. Și asta sigur ne duce cu gândul că oamenii politici sunt aceiași peste tot. În România, dacă nu știți, actualul ministru al culturii este tot tovarășul Victor Ponta. El este interimar
la cultură, dar cultura nu este o prioritate și în această perioadă zbuciumată de campanie electorală nu s-a putut numi altcineva după eșecurile pe care le-am avut în ultima perioadă. Înaintea lui Victor Viorel, Viorel rimează cu flor, da? Sunt niște flori, practic amândoi, sau amândouă, dacă vreți. Victor Viorel Ponta, așadar, îi succede lui Kelemen Hunor. Mă îndoiesc că domnul Hunor citea la literatură de să spetea. Domnul Victor Ponta, cred că nu mai e cazul să o lămurim. Nu că nu știe cine-i Patrick Modiano, că asta nu-i treaba lui. Bineînțeles, este doar un ministru al culturii interimar. Nu? Are el numerotația premiilor Nobel acum, dar mă îndoiesc că a citit foarte mulți autori români în viața lui. De exemplu, pe Varujan Vosganian, domnul Ponta, trebuie să recunoașteți că nu prea l-ați citit. Candidat, de altfel, pentru România, eternul nostru candidat la premiul Nobel pentru literatură, asta că l-ați citit pe Cărtărescu, poate așa, că vă mai citea soția în baie niște rânduri din aia cu femeile, dar în rest mă îndoiesc că sunteți un cititor asidu de mari scriitori români contemporani. Așa că să nu vă fie frică, iată, nici măcar în Franța, ministrul culturii nu știe cine este Patrick Modiano, ultimul premiu Nobel pentru literatură. Ia uitați ce bombonele se vând în Marea Britanie, dragi prieteni. Cam așa arată o cutie de bomboane care apare în Regatul Unit. Ia uite, apropo de Modiano, știți ce frumos scrie acolo? Politicienii penali, mândria României. Asta este o cutie de bomboane, după cum puteți vedea. A fost trimisă direct din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul Victor Ponta. Dumneavoastră confundați Irlanda cu Irlanda de Nord. N-au nicio legătură până la proba contrarie. Și iată-l pe Mandea, pe prima pagină, alături de aceste candy. Politicienii penali, mândria României. Frumos. Sus scria percheziții de amploare, de dată recentă. Băieți deștepți englezii ăștia. Percheziții de amploare în dosarul Microsoft. Bună! Bună, mulțumim cetățeanul nostru care face cumpărături pentru noi în Marea Britanie. Ne-a trimis și o revistă de ciclism. N-am desfăcut-o, este o bandană, cred că ceva înăuntru. Ia uite-l, Cycling Plus. Și bineînțeles un snop teribil de ziare, greu de ridicat, să știți, greu. Ia uitați un The Sunday Times. Acesta este Marina Almășan în variantă britanică, dar stați că vă arăt un pic mai pe larg, așa, dacă nu mă credeți. Iată-o, doamna Almășan în varianta britanică. Și un pic mai tânără, cu vreo 30-35 de ani mai tinerică, atunci când debuta în televiziune, da, are, să nu spuneți, are exact buzele și, în general, privirea, că vă uitați bine așa, mă rog, cei care nu cunoașteți pe Marina Almășan vă arăt degeaba, dar eu care sunt cunoscător al trăsăturilor sale de caracter, vreau să spun de fizionomie, pardon, la caracter e altcineva, cu trandafirul în mână, doamna Almășan, și cu mulți trandafiri pe piept, și nu numai, da? Nu făceam multe alte lucruri alături de domnul Cocoș. Mi-ar plăcea ca la un moment dat Marina Almășan să spună același lucru despre bărbații ei. Nu țineam banii la comun cu regele asfaltului, cu Georgică Cornu, nu acum, dragă Marina, dar poate peste câțiva ani. Nu țineam așadar la comun banii cu Georgică Cornu și nu făceam multe alte lucruri cu Georgică Cornu. E uite, astfel de declarații pic așa într-o zilele astea în care nu vezi lumina soarelui. Ăsta cine este? Țăndărică. Da. Uitați-l pe Țăndărică al englezilor. Nu e Lipan ăsta? El trebuie să fie. Sau poate mă înșel eu și îl confund cu George Mihăiță. Ok. Deci, multă presă din Marea Britanie, puțin Modiano și un pic de presă din Hexagon. Le Monde, dragi prieteni, mai multe numere, chiar foarte multe numere, fiind și un Libération, ia să vedem. Prima pagină, niște caricaturi pe baza Partidului Socialist. Știți că în Franța s-a luat serios în calcul desființarea numelui de Partid Socialist.
Hai că asta este senzațional. Să sucește în mormânt tonton ăla de la Jarnac, François Mitterrand. Da? Să răsucește în mormânt, să audă francezii au propus, dar atenție, asta este chiar o idee internă a lor, să renunțăm, domnule, la numele ăsta care până la urmă a făcut țara de rușine, să nu se mai cheme Partidul Socialist, să-i găsim o altă formulă. Nu s-au ajuns încă la un acord și probabil că nu se va ajunge niciodată, dar mergându-se deja până acolo, mi se pare remarcabil. Păi cum ar fi să vină și PSD-ul și să spună trebuie să ne schimbăm numele după alegerile astea, că atâta minciună nu mai suportă lumea. Și nu mai suportăm nici noi. Da? Adevărul este că PSD-ul ar putea foarte bine la un moment dat, tot gândindu-se la atâtea variante, să ajungă, de exemplu, la Partidul Comunist. Dar nu Partidul Comunist Român. Tocmai ca să nu fie o confuzie, că nici n-ar merita-o. Cei din PSD erau net peste ei, oricum ar fi. Partidul Comunist, pur și simplu. Ok, aici avem un Le Monde stufos, tot așa cu o caricatură, în prima pagină. Aici este artă contemporană. În prima pagină, sigur că este o batjocură la adresa societății, arta contemporană rezistă crizei. Bună de tot asta. În loc să scoți titlul de astea, să-l arezi pe Hrebenciuc cu părul alb, da, să vii cu Mihnea Năstase, uitați, asta este criza și asta este societatea în cotidianul Le Monde. Ce e atâta discuție? Și aici un copil care se uită, începe să privească acest tablou de la capăt, vedeți? Și după aia probabil că va continua să se uite, să dezvolte, zici că e harta Uniunii Sovietice. Așa arată, voi, fraților. Harta Uniunii Sovietice. Vladivostocul e undeva încoace, nu intră în... Uite, cam pe aici, Vladivostocul. Așa. În Marea Chinei, atenție, acolo se găsește marele port sovietic, actualmente rusesc, la Oceanul Pacific. Bun, deci Le Monde. Hai să vorbim un pic și despre Hrebenciuc, că după cum știți, el s-a predat astăzi. S-a predat, fraților, după 18 ani de ticăloșii. Acest cetățean care a fost membru al Partidului Comunist Român, nu al Partidului Comunist, șef! Era în Partidul Comunist Român. Înainte de 89 a fost șef în Consiliul Județean Bacău. După care, din 1990, a început ascensiunea post-comunistă și post-decembristă. A fost primar de Bacău. Deci băcăoanii, chiar mă gândeam, au fost blestemați. Dacă ar fi știut cetățenii acestui oraș în 1989 pe cine dau ei jos și pentru ce, nu cred că ar fi făcut-o. Ce blestem pe această urbe. În 1990 l-a avut primar pe Hrebe și după aia, după cum știți, s-au pricopsit cu sechelariu, între timp decedat. I-a dus și ăla spre sapă de lemn, la un moment dat un mega dictator, așa. Acum e Stavarache, în fine. Dar ei s-au succedat așa pentru că am înțeles că Hrebenciuc la plasat după aia pe orbită spre Sechelariu pe Stavarache și așa mai departe. Să vedem câți în cap în temniță. Da? Pentru unii, iată, s-a găsit un loc în cimitir. În 1992 a promovat la București, după 2 ani așadar de mandat în Bacău. Când a devenit deputat, a renunțat după aia pentru a mai fi șef al Secretariatului General al Guvernului, din 96 și până astăzi, adică acum 18 ani, deputat. În toți acești ani, vă dați seama, a făcut avere, ce altceva să facă, și acum când a ajuns cu părul alb, într-adevăr l-a apucat onoarea, demnitatea și a renunțat. S-a descheiat așa dintr-o dată și a spus, trageți, fraților, cum vedeam noi pe film, pe timpul în filmele alea ceaușiste de dinainte de Revoluție, da? Și ne uitam la mari eroi ai neamului cum se sacrificau, cădeau pe un câmp și întrebam și noi, ne uitam cu părinții și întrebam, păi și ce a făcut, a murit? A murit, dar s-a sacrificat pentru țară. Care țară? El murea pe un câmp acolo în noroi, cădea cu fața în noroi, Caterina Teodoroiu, Sergiu Nicolaescu, Margareta Păslaru, cine juca rolul respectiv, habar n-aveam, îl vedeam cum cade în țărână și da, era complicat să-ți imaginezi, a căzut pentru țară. Ce? Țara era acolo, în zona aia mizerabilă, prost filmată, la lumina lumânării,
El murea, tată, și dintr-o dată toată țara era mândră de sacrificiul lui. Cam așa a făcut Hrebenciuc. Astăzi, bineînțeles că Victor Ponta a sărit imediat să-i laude această onoare. Incredibil. În momentul în care, iată, am aflat că a apărut între timp în monitorul oficial, s-a publicat această demisie a sa din Camera Deputaților. Deci el este disponibil în momentul de față, se adaugă practic acestui lot Microsoft, da? Este și el disponibil pentru... Da, nu face parte din dosarul Microsoft, Hrebenciuc. El e cu altele. Dar intră și el, iată, pe lunga listă a încarcerabililor în regim de urgență. Teoretic, în seara asta, deja poate să fie ridicat. Bun. Astăzi deputații urmau să mai iau o decizie, da? Măcar aici onoarea mai așteaptă puțin, în privința ridicării imunității colegului lor, faimosul Ioan Diniță de la PC, nu de la Partidul Comunist deocamdată, ci de la Partidul Conservator. DNA a cerut și în cazul acestuia încuvințarea arestării preventive, numai că a zis sala era goală. Asta este, nu e niciodată timp pentru arestări, fie că oamenii sunt în vacanță, fie că sunt în pauză de masă, fie că sunt la altă ședință, fie că pur și simplu sunt la o cafea sau la o țigară, n-aveau timp. Este cercetat Diniță în dosarul de corupție în care apare și CJ-ul brașovean Aristotel Căncescu, între timp la Bulău și el pentru 30 de zile. Omul Varanului salvat așadar din nou de absenteism, de dimineață se bănuia deja că nu va exista kvorum, asta este capcana. Se pare că Diniță încă nu este pregătit. Ați văzut în ultima vreme foarte mulți oameni gata pregătiți. De la Robert Turcescu și până la Viorel Hrebenciuc, e o lungă listă de pregătiți, oameni care într-adevăr fac donații. Mai auzim pe la radio, mai vedem pe la televizor, mai citim în ziare cum și-a donat unul un rinichi, cum și-a donat unul un plămân, cum își donează unul inima. Da? Apropo de chestia asta, francezii au făcut recent, deja sunt 3 cazuri, au fabricat inime artificiale. Absolut artificiale, ecologice, da? Din material plastic, care sunt implantate la cetățeni. Unul din 3 a murit deocamdată, dar și ăla a fost o reușită pentru că a trăit mai mult de 30 de zile cu inima artificială, a murit în a 31-a zi, așa că stați liniștiți, dragi politicieni, nu mai durează mult. În maximum 10 ani se va putea trăi cu o inimă artificială exact ca și cu o inimă normală. Și deci nu se va mai muri, pentru că această inimă, le spuneam copiilor noștri, stați liniștiți când plângeau și se trezeau noapte, aveau coșmaruri la vârstele de 2-3 ani. Tată, dar eu când o să mor? E, uite că știți poveștile aia. Păi tu nu o să mai mor, că o să-i se inventeze o societate atât de multilateral dezvoltată și de impecabilă, încât oamenii nu o să mai moară. O să se calce în picioare la un moment dat pe străzi. Atâția o să fie, dar de muri nu o să mai muriți. Murim noi, generația asta, și după care gata. La revedere. Uite că e adevărat. Uite că e și bine și e mai ales rău. Numai când ne gândim cine va achiziționa aceste inimi artificiale. Bine, ele se vor da ca telefoanele mobile, la început prin precomandă și după aia te duci direct în magazin și ți-o iei. Sigur că, exact ca și la telefonia mobilă, odată la 6 luni poți să-ți schimbi inima dacă îți păstrezi numărul de telefon, adică dacă îți păstrezi ADN-ul. Te duci, mai iei o inimă, aia o faci cadou. Eu dai, de exemplu, soției, deși nu știu dacă merită. Mai bine să-i o dai amantei. În fine, aici vede fiecare. Călin Popescu Tăricianu nu i-o dă amantei pentru că el își ia amanta de soție. În fine, le dai cui vrei. Ai părinților, dacă vrei, dai prime învățătoare, ai dai primului diriginte. În orice caz, fraților, așa va. O vom vedea oamenii mergând cu inimile în cutie, sub braț, acolo scrie în instrucțiuni. Bun, instrucțiuni în limba română nu vor fi. O să fie în coreană, o să fie în, rusă, o să fie în greacă, în turcă și sigur în limbile de circulație, dar să pune o etichetă pe spate, de exemplu, acolo unde ai vrea și tu să citești. Pe franceză sau pe italian, așa, că ai noștri lipesc așa în diagonală, cumva, spune o etichetă în care îți scrie și în românește câte euro conține inima, cu ce o poți asorta, da? Ce ringtonuri poți să-i pui, da? Și stai cu ea, ți-o montează, bă, m-am montat un, chemați un instalator, ăla care de obicei vă repară chiuveta. Ăla va veni, sigur, atenție, sunt instalatorii ăștia de era nouă, de reg nou. Vor învăța să implanteze și inimii. Că nu-i mare șmecherie, să știți.
n-are ce să-ți facă, nu te mai poate omorâ când ești cu inima pe masă. Dar atenție, lucrurile astea nu sunt niște glume. Deci oamenii vor trăi cu aceste inimi artificiale, bun, unii vor mai muri, dar ce înseamnă moartea? Te duci până la spital și te duci cu produsul, practic. E în garanție inima? Hai că-i dăm alta. Îl înviem, noi stați liniștiți. Nu e nicio problemă. Încearcă-i alte inimi, bă, că poate nu era compatibilă, respectiva nu se potrivește. Știți că mai sunt și telefoane de astea care după câteva zile se defectează. Și te întreabă ăla la spital. Ce ați făcut, domnule, cu ea? A căzut în WC-ul inima? Tu nu știu, când mă bărbieream, se pare că, într-adevăr, s-a dus pe... Și ce ați făcut? A tras apa după ea? Da, și a ajuns la vecinul de la 7. A, păi duceți-vă să o luați de... Era, mirosea varză murată și m-am gândit că... A, atunci puneți-o la în cămară, să stea cu gogonelele. Și mai lua încă una, dacă s-ar putea. O luați la liber sau cu abonament? Vă prelungiți abonamentul? Ai, bă, prelungesc. Cât e prelungirea? Păi 25 de ani. Bun, prelungim pe 25 de ani abonamentul și mai îmi dați una. Și așa, unii vor pune mai multe inimi. Deci iată, să va ajunge la caracteristica asta, poți să trăiești mai multe vieți. Evident, așa cum telefoanele de astăzi au mai multe simuri, de ce nu? Și vei sta cu inima una în piept și una sub piept, de exemplu. La momentul când te lasă prima, apeși pe un buton și o conectezi pe cea de-a doua. Totuși nu vreau să mă gândesc că cine știe, poate totuși vom avea la un moment dat o steluță acolo, a? Și jos vă schimb mic, 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 nu se mai aplică începând cu vârsta de 84 de ani. Mic de tot acolo, a? Începând cu riscurile, nu știu ce și... Na. Adică mă gândesc totuși că Nea Ioane, dacă ne ascult sau ne ascultă cu mătra, nu se mai poate face nimic. Vedeți? Ai dreptate, Gabriela Fire, ai, vedeți dacă n-ați făcut copii? Măcar așa rămânea ceva din dumneavoastră. E prea târziu. Bun, tanti Nina, dar cât poate să mai ducă și ea? Cât poate să mai ducă? Da? Pe lângă asta, textul, jos acolo, e mai bine, într-adevăr, să investești în copii decât în case. Pentru că la casă, încă să știți că nu s-a inventat chestiunea asta. Mă duc cu pietroiu, i-am spart geamul. Ce poți să faci? A, până o să pui geamul dintre alea de tank sau de papa mobil, asta e altceva, dar până să ajungă toți românii, lăsați-mă, cu termopane și cu astea intri ușor. A, poți să intri pe horn, dacă nu, ca Moș Crăciun. Dar, din punct de vedere al inimii, uite cum am ajuns de la Rebenciucu, am ajuns de la de la Căncescu, de la toți ăștia. Urmează Bombonel, nu scăpăm de ăștia. Până să ajungă și Bombonel cu plete albe, așa, un rocker dintre ăsta la pușcărie, cum va fi, bă, dar cu inima după el, pachetelul, și stați un pic, acum sunt inimi cum erau la început, primele telefoane alea, nu țineți minte, de erau ca niște bolovani. Între timp s-au subțiat, acum să și îndoaie în buzunare. O să ajungă niște inimi de nu le mai vezi. O să te duci în vizită, da, la câte o colegă să iei cursuri, de exemplu, pentru facultate, nu te mai duci cu pălinca sau cu cozonacul după tine, te duci cu casetuța. A, nu mai ține aia că i-ai adus un diamant, că i-ai adus un inel. Cine să mai ducă inele? Când deschide cutiuța, găsești o inimioară acolo. Asta montează cum îți pui o plombă. Da? Și o pune singură. Bine, acum depinde ce... Da, altfel, sigur, merită. Dacă nu, te întorci cu spatele să nu te vadă bărbatul că n-ai, ce să, n-ai sub ce să montezi, ca să zic așa. Dacă ai unde să montezi, atunci te deschiei direct în fața lui, că ăla cade și e gata. Nu-i mai trebuie niciun curs. Îl trimiți direct afară, îți montezi frumos acolo și la revedere. Da? Nea Rebe, deci să știți că există viață și după pușcărie. Da? Că voi știți de ce e bine asta? E să nu se mai dea ăștia cu demisia de onoare așa de repede bolnavi, incurabili. Să vă întoarce din Statele Unite și Nicușor Constantinescu. O, va veni în pasul ștrengarului, să știți. Da? Sări în șotronul și cu coarda. Da, mă rog, nu. O coardă de asta naturală, deci nu discutăm aici, nu cu parașută, nu. Cu coardă, da? Va veni direct, sări în coarda, frumușel, liniștit, ne va arăta sigur tăietura. Tăietura, da, tot mai mare acolo, deci zici că e hău ăla în care a intrat Alice în Țara Minunilor, dar și dacă ne ducem să-l vizităm. O să se viziteze, să știți.
găurica aia lui, gropoiul ăla din stomacul sau din abdomenul lui Nicușor Constantinescu. Bun, mai sunt, să știți, oameni de onoare, pentru care, sigur, viitorul sună din ce în ce mai bine, și m-aș gândi la Ștefan Bucur Stoica, dacă vă spune ceva, deputatul Stoica, da? Pe care l-a scos astăzi la înaintare Victor Ponta, a făcut și un pic de reclamă, și că pentru ăsta s-ar fi bătut PDL-ul, de fapt, ce-a mai rămas din PDL, adică doar sigla, a mai rămas niște abțibinduri, că domnul Blaga mai are la el. Și că ar fi fost văzut, domnul Blaga, asta vă spun așa iarăși în culise, ar fi fost văzut deschizându-și portofelul la un moment dat, undeva pe stradă, cumpăra niște ridic de lună, avea niște sticle de ulei și probabil îi gătea nevasta, punea un pic de ulei peste ridichile alea și mâncau cu pită și cu slană. Avea niște figurine Panini, Franck Ribéry, Anderson, Chiaer, ăla de la Lille, în fine, ce ținea el acolo, problema lui, și între ele s-ar fi aflat la un moment dat și acest Stoica Bucur Ștefan, poză de buletin, foarte amabil, zâmbea de acolo, un pic decolorat așa de trecerea timpului, pe vremea când era student, și că pentru el s-ar fi bătut astăzi, dacă l-ascultăm pe domnul Ponta, ACL-ul de astăzi, da? Să-i salveze acestuia incompatibilitatea până în pânzele albe. Lucrurile nu stau așa, între timp s-a văzut că ACL-ul s-a debarasat de acest individ, numai că el se pare că nu se lasă dus, nu se lasă dus nicăieri, nu se lasă reținut. Rețineți-i, ar fi spus Gheorghe Dinică. L-am auzit zilele trecute, fraților, n-a murit. Gheorghe Dinică era vocea unui personaj de desene animate. Uite, pe asta n-am știut, nu rețin ce personaj, nu rețin ce desen animat. Nu era în Doctorița Plușica, a fi fost foarte bine, dar nu era acolo, nu mai știu în ce desen animat, era el. Acum să-mi vină minte până la sfârșitul emisiunii, vă spun sigur, bă, era vocea lui Dinică, frate. Un personaj de ăsta de desene animate cu o voce odioasă, da? Vocea marelui Gheorghe Dinică, care trăiește așadar măcar pentru cei mici. Când își vor întreba părinții, coțofenii ăștia de 2-3 ani, dar ce-i cu vocea aia așa ciudată? Aici o să spună, e domnul Hrebenciuc, e domnul Căncescu, e Aristotel, o să învățați despre la matematică, e domnul Herodot, e domnul Euclide, e domnul Platon, sunt diferiți domni dintre ăștia care au toți nume de PSD-iști. Da, e mai simplu să spui așa, ca să nu te asculte cineva, la telefon sau în altă parte. Deci Ștefan Bucur Stoica, parlamentarii PDL, au fost prezenți și au luat și act de incompatibilitate a acestuia, numai că Victor Ponta a ținut-o pe a lui, spunând că încearcă să-l protejeze, se pare că nu. N-au reușit să-l salveze. Acesta este declarat incompatibil prin hotărâre definitivă a înaltei curți, încearcă să facă, să-i dea în judecată pe ăștia, să-și apere demnitatea până în pânzele albe. În fine, nu cred că se va rezolva mare lucru. Victor Ponta a mai mințit astăzi cu ceva, dar de data asta a mințit chiar groaznic. Asta s-ar putea ca la un moment dat să se întoarcă rău de tot împotriva sa. A spus că nu numai că nu s-a comis nicio fraudă la referendum, deși vreo 180 de nemâncați au venit cu autocarele la București și au jurat pe Biblie, nu știu dacă era ortodoxă sau nu, dar au jurat pe Biblie. Trebuie să fie verificată Biblia, domnul Ponta, dumneavoastră vă pricepeți la cele sfinte, duceți-o la Patriarhie să o verifice. E ortodoxă? Că dacă nu, să înjure aia în altă parte. Da? Dar au venit 180 de flămânzi și au spus cu toții că n-au votat. Chiar dacă numele lor apărea pe lista celor 7,4 milioane de cinstiți. Victor Ponta a declarat așadar în cunoștință de cauză, cu fața a lui de bonom sicilian, da, de mandarină siciliană, de portocală roșie de Sicilia, că așa arată, exact așa ne-a declarat că el știe, deci aici nu e vorba de adevăr sau de minciună, de greșeală, de eroare, de întâmplare, el știe că a fost corect acest referendum. Dom'le, când o să avem rezultatele pe hârtie, o să zicem și noi ca Gheorghe Dinică, Victore, a început să mă apuce o silă. Citește și tu hârtia asta. Cum o să cred eu, mă, Victore? Ăla omorâse un om în hârtiile securității. Dar ce-a făcut? Citește-mă asta. Hai, mă, Victore, rupem și noi hârtia asta. Cum o să cred eu, mă, că tu ai făcut așa ceva?
Da? Vine securitatea și spune, știți, sunteți incompatibili. Dar de ce? Ați omorât un om. Asta cu Klaus Iohannis, care e astăzi iarăși pe buzele tuturor, n-am auzit unde pe nimeni venit la televizor să ne spună, uite cum să explicăm noi acum în câteva cuvinte, e un fâs. Deci vreau să întreb și eu societatea românească în momentul de față. Ce-i mai grav? Să fii ofițer activ sau ofițer acoperit și să nu recunoști asta pentru că legea îți permite să nu recunoști, îți permite să minți, sau să fii lucrat în același timp la primăria Sibiului și la apă și canal. Deci Klaus Iohannis, toată această tevatură se face cu incompatibilitatea lui pe o mârlănie ordinară. Da? El ar fi fost, deși a demonstrat-o, pretinde el, că n-a fost remunerat pentru această treabă, da? Lucra la un moment dat la o societate de apă și canal și la piețe SA, dar reprezenta primăria în această societate. Ce e asta, mă? Dacă asta înseamnă incompatibilitate, păi mă, trăim într-o țară unde birocrația depășește orice limită, mă. Adică vreți să spuneți că un cetățean nu poate să candideze la președinția unui stat pentru că la un moment dat era primar de Sibiu, nu de Ciorogârla. Și își reprezenta primăria la apă și canal, mă, fără să primească bani. Pe asta se bate monedă în campanie electorală. Când ăla care strigă hoții, da, este ofițer acoperit. Păi ce-i mai incompatibil aici? Să fi fost procuror și în același timp ofițer, adică securist. Deci și securist și, și procuror, adică și hoț și vardist, da? Și tu vii să spui că ăla care era neremunerat la apă și canal e mai incompatibil decât tine. Deci despre asta discutăm. Bă, deci nici în Caragiale. Caragiale, dacă inventa aceste două scenarii în scrisoare pierdută, era Dumnezeu, mă. Ar fi câștigat premiul Nobel pentru literatură. În păcate, scenariul lui era subțirel. Da? Bă, asta mi se pare fabuloasă, mă. Deci unul care este, da, ăla care ne turna pe noi toți, în același timp făcea pe Sfântul, că era procuror, pe cealaltă parte era turnător, a ajuns să e practic președintele României, dar bun, nu se mulțumește cu atât, îl arată cu degetul pe amărâtul ăsta, care doar pentru că poartă nume german, bă, era finlandez, era mai complicat, că istoria Finlandei nu o cunoaște nimeni în România. Ați auzit domnul Ponta vreodată vorbind un finlandez? Vorbește ca Sila Gijolt. A și Kelemen Unor. Da? Este o maghiară un pic corcit, așa. Era mai complicat, trebuie să recunoașteți. Așa cu germanii, cu aia. Și dacă era slovac, era o tragedie. Există în județul Sălaj o comunitate importantă, de exemplu, de slovaci. Să ieși prin Bihor, așa. Să fi candidat un slovac. De exemplu, Carol Iupchelka. A, un exemplu, da? Iupchelka. Ce făceam, bă, cu ăsta? Când te duceai, de exemplu, la Tăcuci, să-l votezi pe Iupchelka, bineînțeles cu capa, da, cu J, să citea I. Ce făceam dacă ar fi candidatul? Că nici nu putea pronunța domnul Ponta pe ăsta. Carol scris cu capa. Sau nu știu, că ăsta e un nume care are rezonanță în istoria României. Irji îl chema. Știți că se scrie Jiri, da, să citește Irji. Cum făceam noi în situația asta? Irji Iupchelka. Ar fi candidat un sălăjan, da? Născut în județul Sălaj, nu în județul Zalău, cum vă se scria prin monitor oficial. Nu există județul Zalău, ci în județul Sălaj, da? Ar fi candidat șmecherul ăsta, să zicem, pantofar, da? Schumacher, cum îi zic nemții. Un pingelar de ăsta. Nu știu dacă pantofar, că îl asemănau cu Ceaușescu. Bă, frizer atunci, croitor, poftiți. Era unul de la cu centimetru în jurul gâtului. Da? Toată copilăria mea a fost invadată de unul cu centimetru în jurul gâtului. Îl chema Sobu Iosef. Era croitor, mereu avea centimetru în jurul gâtului, stătea exact în fața blocului nostru, avea o croitorie și o scudiță din aia S-100. Da? Croitorul absolut îl chema Sobu, care în maghiară înseamnă chiar croitor. Fabulos. Ăsta a dat destin. Zice că ar fi candidat ăla la președinție. Dar nu-l chema Sobul, îl chema Irji Iupchelka. Ce făceam, bă, fraților? Deci, atenție, când te duci și dai cu barda și le scoți dinții din gură cu tanțele tale și cu gaițele tale de prin piață și de prin voluntari
pe care le trimiți la intervalul mare să zbiere mai tare decât tine, atenție totuși de unde vii și cine ești, până să-i condamn pe alții la așa ceva. Da? Atenție, Victor Ponta, am văzut astăzi o fotografie cu mata și cu prima dumitale soție, adevărat, nașpa, vorba lui Jean-Paul Belmondo, te-a bezesa, sa? N-aveai cum să iei de nevastă așa ceva, dar e adevărat că la vremea respectivă Victor Ponta era un nimeni. Nu știu dacă avem fotografia, nu o avem la noi. Știți unde și-a făcut prima nuntă Victor Ponta? La Budapesta. Steagul Ungariei pe fundal, nu că ar fi, sigur, nu că ar fi interzis, Doamne ferește, Budapesta e de un milion de ori mai frumoasă decât Bucureștiul. Dar el e mândru că e român astăzi. De ce nu ți-ai făcut, bă, nunta la Toplița, dacă chiar erai așa de îndrăgostit de roșu, alb și verde? Da, la Toplița sunt puțin maghiari, sunt bine plasat ca să vorbesc despre asta, dar n-are importanță. Da, în nordul județului Mureș, în Harghita astăzi, pe vremea copilăriei noastre era încă în Mureș, acum e în Harghita, Toplița, da, te duci acolo. Da, sau la Borse, că acolo sunt mai mulți unguri, sau la Bodoc, unde nu se vorbește decât ungurește. Sau la Cristuru Secuiesc, poftim. Dacă chiar era așa, deci prima nuntă cu hoașca aia în Budapesta și a doua în China. Frumoasa daciana, splendida, daciana, nici albă ca zăpada nu e mai frumoasă decât ea. Vezi, domnul Ponta, că nu-i frumos să vorbești despre lucruri dintre astea? Beijing. Deci Budapesta și Beijing. Ajungeți la Buenos Aires cu a treia ca să respectăm să fiți tot la B? Da? La Buenos Aires? Poate la Braza. La Brazzaville. La Brazzaville. Dacă o luați pe Nțuți în Bela, am zis că e dată dispărută săraca. A fost și ea la un moment dat șpicheriță pe aici. Marea Nțuți în Bela, săraca. Sigur, a ajuns în televiziune pentru că era de altă culoare decât noi, nu pentru că era talentată, da? Asta e, deci că e din Congo și s-ar fi întors acolo, nu știu dacă la Kinshasa sau la Brazzaville, că poate știți, domnul Ponta, vă trebuie un pic și de politică externă când o să ajungeți președintele României. Haideți că vă spun eu acum, e gratis, da? Eu nu sunt Marian Vanghelie. Deci Brazzaville în stânga mea și Kinshasa în dreapta mea, cele două capitale, sunt despărțite chiar de fluviu Congo. Firar să fie. Deci aici ai fluviul Congo, e adevărat, e mai lat decât Dunărea, asta e. Nu o să dăm pe prima pagină. Facem ca la Simona Halep. O să scriem că e mai frumoasă Dunărea. Merge și așa. Sau scriem așa, două fluvii frumoase. Dunărea și Congo. Mai lat un pic Congo. De o parte Brazzaville, mizerie. De cealaltă parte Kinshasa. Un pic mai multă bunăstare. Adică Kinshasa e de trei ori mai mare decât Brazzaville. Puteți să faceți nunta cu un picior în ambele, nu vă duceți la Istanbul să ziceți că ați fost cu un picior în Europa și cu unul în Asia, că astea-s fumate de mult. Dă-l dracu de Istanbul! Istanbul, cum zic turcii. Nu, Braza! Braza, Kinsha! Duceți-vă acolo, să vedeți, acolo domnul Ponta, să știți că se măsoară altfel. Nu-i ca la noi. Se măsoară altfel și e greu să veniți de la, de pe... Nu asta a fost la inundații. Vă luați cizmele alea și vă plimbați un pic prin fluviu Congo. Sunt hipopotami, adevărat, sunt și crocodili. Dacă veniți de acolo, să nu spuneți, păi știți, eu cu doamna, cum o să o cheme, Adina Popescu, nu știu, zic și eu, n-am ținut banii la comun, că ne era frică în Congo și n-am făcut multe alte lucruri. Nu e acolo, la ei nu se poate. La ei să fac toate lucrurile, pentru că așa sunt datinile, să știți. Hai că vă mai povestim, dacă o să ajungeți președinte, poate vă mai dau niște scupuri de-astea. Să știți că dacă îl contactați pe Ion Țiriac, mare lucru n-aflați. Că ăla se duce și împușcă prin păduri, el nu știe. N-are topografia tanzaniană, nu are sânge. A vrut să o ducă la un moment dat și pe Andreea Marin, dar țineți minte că nici aia nu reținea mare lucru. A fost pe Kilimanjaro. Habar n-avea unde vine. Asta e. Traian Băsescu mai are șanse să fie suspendat, chiar și în ultima secundă ar putea să fie scos în decor, sau dacă nu, ca la fotbal, dragi domni parlamentari, suspendați-l nuts on pitch, adică dați-i cartonaș roșu după ce termină mandatul. Așa se obișnuiește la fotbal, cum a pățit-o ăsta cu belciugele în nas, cum spunea Ducadam, Uzman N2 de la ASEA Târgu Mureș, care a luat cartonaș roșu că s-a bătut cu steliștii, not on pitch.
Adică nu în timpul jocului, ci după. Jocul, ar fi spus Neaimi. Bine, suspendat sau nu, Traian Băsescu, trebuie să luăm publicitate. Iarăși suntem nepregătiți, ne cerem scuze pentru cei care înfundă pușcăriile și arestul seara asta. Noi venim cu Dicționarul Universal Ilustrat al Limbii Române în 12 volume, care nu mai are nicio valoare. O lucrare esențială pentru bibliotecile celor care rămân afară. Da? 4.000 de pagini, 80.000 de articole și un simplu SMS 1800 cu tarif normal costă 99 de lei. Excepțională Academia Cațavencu, capcană pentru șorici și vedeți trei personaje actuale. Mickey Mao, cel cu pantalonii roșii, ăsta din mijloc este Dan Șova, Dan Blagiu Șova și lângă el este Guzganul Rozaliu Hrebe. Foarte frumos și textul de dedesubt. Ia uitați-l și pe prea fericit. Keep calm and give me your money. Uitați-l, da? Nu poate să-i lase pe enoriaș cu ochiul dracului. Să o ocupă el și aș mai încheia pe scurt, bineînțeles, foarte pe scurt, cu imaginea dubla lui Miron Mitrea, cum arată acum și cum va arăta când va intra la pușcărie. Și că să le facă un pustiu de bine colegilor de celulă. Toate cele bune pe mâine seară.